nu sunt meciuri ușoare contra echipelor care se bat la retrogradare și sunt jos. Bine, toate echipele ne batem pentru salvare. Nu suntem salvați matematic și trebuie să câștigăm cele trei puncte, să câștigăm fiecare meci în parte, pentru că trebuie să demonstrăm că suntem o echipă bună, chiar dacă am intrat în play-out anul acesta. Și atât, doar trebuie să luăm cele trei puncte și să mergem mai departe. În ultimele două. Da, sunt ok, nu mai am problemă. Am simțit înainte de meci cu Clinceni ceva și mi-a părut rău, dar asta este. Trebuie să marcăm, pentru că ducem lipsa golului și nu știu, sper să o facem de cât mai multe ori la Clinceni. Da, da, asta sperăm. În primul rând să câștigăm și apoi vom vedea cam câte goluri vom marca. Trebuie să dorăm cele trei puncte, este foarte important pentru noi asta. Apropo de lipsa golurilor, Ion Gorgaș, ce se întâmplă? Sperăm ca la sfârșitul sezonului să vorbim, să ne amintim că au fost trei meciuri în care n-am dat gol și cam atât. Să nu fie o perioadă prea lungă și cam atât. Nu vreau să mă gândesc la un blocaj pentru că nu cred că este. Pur și simplu se mai întâmplă, să spun așa. Sper să fie așa. E o perioadă mai dificilă, în care nu intru. Da, mai ștersă, să zic așa. Acum că refaceți practic atacul, o perioadă mai lungă, da, noi sperăm, nu jucăm doar noi doi, întreaga echipă, dar ne simțim bine împreună și sper să marcăm unul dintre noi sau celălalt colegi. Suntem pregătiți, a fost o săptămână bună de antrenament și mergem acolo să facem un meci bun și să ieșim de acolo cu 3 puncte. Da, aici nu avem echipa ușor, meci ușor, echipa, toate echipele sunt bune, joacă fotbal, încearcă să ne bată și noi trebuie să fim pregătiți de lucrul ăsta, că la fiecare echipă vrea să bată pe viitorul și noi trebuie să fim pregătiți, că toate meciuri vor fi grele și trebuie să fim pregătiți la fiecare meci. Demonstrăm că suntem buni și să câștigăm la fiecare meci. Vreți să câștigați play-off-ul? Da. Trebuie să arătăm că suntem buni și să terminăm cât mai sus și să demonstrăm că din păcate și din cauza noastră nu am fost în play-off. Dar acum că suntem în play-off, trebuie să demonstrăm că suntem buni și trebuie să terminăm pe primul loc.